Dragi prieteni, bun găsit la o ediție specială a emisiunii Oltenia Sport la GTV. Așa cum v-am promis de fapt de acum vreo 2-3 seri, îl avem ca invitat pe domnul Adrian Mititelu, finanțatorul universității. Am zis bine, domnul Mititelu? Da. Și bine ați venit pentru prima oară la GTV. Că deja bună lumea seara, bine v-am găsit. Lumea a început să spună că aveți ceva cu noi, că te mișcă din Amovici. Felicitări! E un lucru bun când încă o televiziune apare în oraș și să sperăm una independentă. Păi nu e independentă. Asta aș vrea să și clarific de la început cu dumneavoastră, că aveți ceva să reproșați GTV-ului, nu neapărat. Nu, deocamdată nu m-am Dom'le, noi am încercat să reflectăm corect singura toată situația. Singura chestie că tu ții cu steaua asta, singur că mă deranjează. Dom'le, țin cu steaua acum, dacă aș fi rău tăcios, aș spune că și dumneavoastră țineți cu steaua, că n-ați bătut steaua de ceva timp. Da, așa este. Eu v-am mai zis, adică CFR-ul e echipa cartelului, acum nu vreau să vă irit de la început cu gazmetan CFR-ul, că asta e altă discuție. Eu la CFR am jucat și așa, cum se spune, până la juniori, copii și juniori. Și da, mesajele au început deja să curgă, avem telefon deja din Buzău. Haideți să luăm telefonul ăsta din Buzău, să vedem Buzău? Ce spune lumea din Buzău. Da, avem câțiva telespectatorii care au văzut, probabil, la posturile centrale atunci emisiunea cu domnul Pițurcă și când ați intrat dumneavoastră și au văzut numărul de telefon și de atunci primesc la telefon din Suceava, Buzău, Galați, Focșani, din toată țara, suporterea universității. M-a sunat acest telespectator din Buzău, de fapt susținător al universității, că nu-i telespectatorul nostru, și mi-a spus că ar vrea să intre, aflat că veniți la GTV și să intre și el cu dumneavoastră în direct, să vă pună câteva întrebări. Bună seara! Spuneți, vă rog! Ne auziți? Mai tare! Au. Da, spuneți! Bună seara! Bună seara! Spuneți, vă rog, pe scurt, ce întrebări aveți pe domnul Mititelu? Domnule Mititelu, aș vrea să știu și eu cu Craiova ce se mai întâmplă. Așa, asta decât atât vreți să știți? Nu, și dacă cu jucători ceva, jucători, dacă mai aduc ceva. Am înțeles. Din Buzău a spus că sunteți, da? Da, din Buzău. Cât sunteți în Buzău care țineți cu universitatea? De lui Ionuț Viorel. Ionuț Viorel. Cât sunteți în Buzău cu universitatea, domnul Viorel? Aproape vreo 80. 80. Dar sunt fan adevărat al lor. Sunteți fan. Dar rămâneți pe fir ca să auziți și răspunsul domnului Mititelu, că dumneavoastră nu aveți unde să ne vedeți. Deci ce se mai întâmplă cu universitatea și cu jucătorii? E o întrebare care are un răspuns foarte complex și eu tot ce pot să-i spun că fac tot posibil să se întâmple de bine. Adică să ieșim din această încurcătură și să reușim să facem un retur bun de campionat. Cu privire la posibilă venire unor jucători, 100% vor veni 3, 4, 5 jucători. Cel puțin 2 cu siguranță vor veni. Sper ca și ceilalți 2 sau 3 care negociem să-i convingem să semneze până vineri. Deci sunt 4 sau 5 jucători, 2 sunt deja rezolvați. Da. Și sunt din străinătate sau da, sunt din... Da, sunt jucători din afara României. Jucători... Rezolvați de Regencamp sau de cine? Că știu că dânsul s-a... Și Regencamp și alte persoane și jucători care sunt bine cotați și în care eu cred că ne vor ajuta. Cu experiență, mai bătrâniuri, așa, nu... Mai bătrâniuri? Da. Da, cam la cât, 30 de ani, așa, cam... Nu, nu, 27. 27-28 de ani. Da. Pe ce posturi sunt? Păi o să vină 2 fundași centrali. Deci 2 fundași centrali. Un fundaș stânga. Și probabil un jucător de atac. Eram și cu un mijlocaș și negocier, dar odată cu ultima înțelegere care am realizat-o cu Dorin Stoica, nu am renunțat. Deci ați renunțat la mijlocaș. Da. Da, bun, domnul Viorel, ați auzit răspunsul, stați liniștit că lucrurile par să se rezolve. Așa. Da, mai multe amănunte în sensul... Mai are o întrebare. Da, mai ziceți, haideți mai repede că... Cu bulgare, cum s-a rezolvat? Cu Ilievs, cu Gazor? Deocamdată nu am rezolvat nimic, mai avem încă 4-5 zile până când finalizăm aceste discuții și nu este nimic cert la această oră. Da. Domnul Mititelu, vă doresc să stați calma și să-i bateți pe steaua. Mulțumesc mult, sper. Da. Trească Universitatea Craiova. Mulțumesc. Da, o să luăm mai puține telefoane ca să aflăm mai multe de la domnul Mititelu. Deja sunt întrebări.
o să le citesc pe parcurs. Haideți să vă întreb ce s-a întâmplat astăzi la Liga, ați mai spus și la posturile centrale, dar pentru acei dintre iubitorii sportului din Craiova, iubitorii la Liga azi a fost mai multe litigii, că asta este, suntem... A fost și cei doi bulgari, a fost și Alex Piturca, deci a fost și Gămaș și Bărboian. S-au amânat toate. Probabil că cu jucătorii din Bulgaria este ultima amânare. Cred că săptămâna viitoare... Deci eu sper ca până la ultimul termen să ne înțelegem. Cazul cu cei doi jucători mare până intră pe fond, pentru că deocamdată sunt, ne pregătim apărarea și probabil că va fi un caz care va avea cel puțin 7-8 termene, pentru că o să cere multe, o să veni cu foarte multe cereri extra procedurale, care nu se întâmplă de obicei și care probabil vor necesita timp. Am înțeles, dar a fost deranjat de faptul că ieri nu a fost lăsat, sau mă rog, nu, reprezentanții eu. Clubului nu au fost lăsați să depună... Nu le-au fost primite documente care erau documente emise de către club și foarte valabile. Și ce să spun, nu e mare problemă juridică că nu le-au fost înregistrate, pentru că nu e obligatoriu să fie acele amânări la plată să fie înregistrate, dar ne-a deranjat modul în care am fost tratați. V-ați gândit că domnul Dumitru Dragomir, mă rog, președintele Ligii, face... Nu neapărat că dumnealui a făcut ceva în sensul nostru, dar s-a observat răceala și atitudinea foarte rigidă a celor de la Ligă, așa un fel de parcă noi eram pe acolo niște musafiri nepoftiți, deși suntem membri ai Ligii cu drepturi depline și suntem unul dintre cei mai vechi membri cu state în Liga 1 în România, indiferent că a fost organizată sub divizia sau cum i s-a mai spus, divizia națională și cum i s-a mai spus de-a lungul timpului. Deci, alături de Steaua, Dinamo și Rapid, suntem clubul cu cei mai mulți ani în Liga 1 petrecuți și cred că ar trebui să beneficiem de oarecare respect. Nu contează persoanele. Da. Domnul Dragomir spunea astăzi pe GSP, din ce am observat, că a fost singurul sprijin din ultima vreme a Universității Craiova. Și a făcut o legendă, domnul Dragomir, și eu aș putea spune că am fost unul dintre cei mai buni apărători ai funcției pe care o ocupă. Și mie mi s-au propus de-a lungul timpului fel și fel de inițiative să, mă rog, să sprijinim alt candidatură și totdeauna Universitatea Craiova a fost fidelă față de Dumitru Dragomir și ba mai mult, la ultimul scandal în care altcineva vrea să propună o adunare generală, cred că am fost printre puținii care i-am luat apărarea. Deci eu zic că suntem undeva în aceeași situație, nu cred că aia rost să ne sărim acum ca țară. Bine, v-a ajutat, dar în limitele mandatului dânsului, adică era normal până la urmă să-l pun. Cu ce m-a ajutat? V-a ajutat că atunci când ați apelat, eu știu, la domnul, să vă primiți drepturile? Domnul Dragomir este președintele Ligii, e președintele clubului acolo. Corect. E reprezentantul nostru acolo. Nu e nici șeful nostru, nu e nici tatăl nostru, nu e nici... E un om care trebuie să-și facă treaba acolo. Ne-a dat o sumă de bani în avans din drepturile. De asta zic, și-a făcut treaba că v-a dat suma aceea. Dar că nu singurul club care a beneficiat. Deși dacă ar fi să mă gândesc mai bine, și eu aș avea multe nemulțumiri vis-a-vis de... Dar circulă un zvon că ar fi, atunci când vi s-au dat banii, mă rog, nu știu dacă chiar ultima tranșă aceasta, că a fost cotat euro la un preț sub valoarea pieței, adică la 3 lei nu, și 90. Nu, altceva se vorbește, că noi de vreo 2 ani luăm, ni se spune că primim drepturile TV în euro, dar la euro cu 38 de lei, mai e 38 de 2 ani euro, e 42, 43, 40. Păi și cum le-ați primit, la 38? Pentru noi euro e 38 acolo. 38. Da, e o diferență care... E o diferență de vreo 10%. Care nu se știe cum... Adică păi cred că la Ligă sau... Mă rog, asta este o altă problemă care nu cred că e corect să... E bine să o abordăm acum. Da, o să ne întreb noi pe domnul Dragomir atunci când o să mai... Până la urmă și domnul Dragomir are meritele lui, că a câștigat drepturile de sunt foarte mari. Lăsați-o adică domnul în pace, că asta e părerea mea, că astea iar să fac niște lucruri așa, să apadu niște laude și niște critici de multe ori... Asta e Dune, părerea mea, ca să vă spun, domnul Dragomir și domnul Mircesan, de fapt, conducerea asta... Părerea mea că meritul este al consorțului sau concernului RCS, RDS, Antena 1, care au venit cu o super ofertă. Asta e meritul, că ei au venit cu banii. Au venit cu banii, da, cu televizarea.